Scandal fără precedent la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, unde rudele a doi bolnavi acuză cadrele medicale de neglijență și reavoință. Dovadă, una dintre rude a filmat condițiile insuportabile, tratamentul inuman și limbajul jignitor al uneia dintre asistente. La secția de ATI sunt internați doi bărbați în salonul respectiv, un cetățean italian aflat în comă și un cetățean român bolnav de Parkinson. Soțiile celor doi spun că asistenta i-ar fi deconectat de la masca de oxigen și aparat ce le supraveghea tensiunea, pe motiv că și așa sunt grav bolnavi și vor muri oricum. Aveți pe soțul dumneavoastră la spital aici. Ce probleme întâmpină? Pentru că am înțeles că nu e singurul caz. Sunt foarte multe, nu mai e. Dar nu mai e nimeni tensiune, dacă de câteva zile i-a dat, cum ar fi aproape mort. Îi face tratamentul, dar tensiune și aparatul de ce l-au luat. Aparatul pentru ce era nevoie? Pentru tensiune, ca să vadă da. Că el îi scădea foarte mult tensiune. Dar tensiune nu mai e nimeni. Bineînțeles că el o să spune că noi suntem afară și nu vedem, dar nu cred că ia cineva tensiunea. Deci cât am stat, eu n-am văzut pe ce nimeni. Boală sufere? A avut ciroză, a avut multe complicații. Și acum este... Și acum mi-a spus că are și cefalopatie ceva. Dar cred că asta a făcut-o, că atunci când l-am adus la urgență, nu m-au lăsat să intru pe el. Și cum e italian și nu înțelege, el era disperat. Și normal că i s-a întâmplat ceva și la casă. Și pe el aparatele țineau în viață și acum a fost deconectat, să înțeleg. Nu mai pentru tensiune, deci vroiam să vedem, dar acum nu-i mai are nimeni tensiunea, ce știu, zic că se duce. Și a, e, așteaptă pe pas să moară. Noroc, îi mai fac tratamentul pentru că a scris în fișe acolo că trebuie să îl facă, dar așa cred că dacă eu n-aș fi, să vin acolo, cred că l-ar lăsa. Mi se pare normal? Nu. Am înțeles că sunt și alte cazuri, este o doamnă da, cu soțul care la fel a deconectat-o de la aparate. Deci chiar că de s-a venit pentru mine, deci, să-mi spună că soțul meu nu mai are mască de oxigen. Și mi-am întors, soțul dânsă era fără oxigen și nu era conectat. Deci îl lăsă jos și soțul meu a ieșit dumneavoastră masca de oxigen. Deci soțul meu a dat jos, dânsă mi-a spus că el a dat jos, că eu n-am fost dânsă. Asistenta? Da. Și după aceea când am urcat, nici soțul dânsă nu mai avea. Deci dânsă a venit să-mi spună mie. Dar când am urcat sus, soțul dânsei nu mai avea oxigen și nu mai era conectat la ați întrebat pe cineva de ce i-a dat masca jos? Doamna, am vorbit cu doamna asistentă. Ne-ați arătat pe soțul dumneavoastră acolo în salon. Da, eu ce s-a întâmplat? Ce este acolo? Acolo este salonul de ATI septic. Soțul meu este într-o stare foarte gravă. Este o doamnă asistentă pe nume Sabina. Nu mai știu numele celălalt deoarece nu știu foarte cu somnul la vedere ca să putem și noi ști cu cine discutăm. Care spune că de la ATI se iese doar cu picioarele înainte și nu pe picioare. Soțul doamnei care a dat interviul anterior este un italian cu probleme foarte grave. I-a decuplat tot aceeași doamnă asistentă masca de la gură, a spus lasă-l dracu să moară. Am coborât din sentiment umanitar fără să știe nimeni, s-o anunț pe această femeie să vină la soțul dumneai ei. Iar în momentul când m-am reîntors în salon, l-am găsit pe soțul meu decuplat de la aparatul de oxigen de care avea absolută nevoie, decuplat de la aparatul care îi dădea saturația la plămân, tensiunea și toate celelalte. În momentul când am rugat-o, a spus că, când am rugat-o să-mi spună și mie de ce a făcut asta, a spus că este șefă peste acela de aici și că face numai ce vrea de acolo, va ieși doar cu picioarele înainte. Soțul meu îmi garantează dumneavoastră. Ce boală suferă? De ce boală suferă? Soțul meu suferă de demență progresivă și boala Parkinson, forma rigidă bradikinetică. Când a fost adus la spital de ambulanță în data de 4 septembrie, luna curentă, acest om respira doar cu 20% din plămân. A fost intubat, ventilat și această femeie vrea să-l termine. Mi-a spus că până nu îl termină, nu se simte bine, până nu va ieși pe targă cu picioarele înainte și îl voi lua de acolo. Vreau să o întreb pe doamna, acum de ce subit îl cuplă la aparate? Când îmi spuse că pot să mă duc unde vreau, sunai după doamna doctor Bulcu, e înregistrare la spital. Mi se spuse că e în cezariană femeia, nu știe nimic, n-are nicio vină. Nu, dar atâta vreau să-mi confirmați și mie, vă spusei pentru noi, că în caz care se întâmplă ceva cu Liviu, cum și eu aș face pentru dumneavoastră, vă rog din suflet. Deci nu vreau, doamna Andi, nu vreau să am conștiința încărcată, am luptat cu el, am dormit 80 de ore pe jos. Știu, știu. Cum spusei? Nu vreau. Ia uite, nu-l cuplă la respirație, la plămâni, ia uite aparatul. Pentru ce are ăsta nevoie? Iată. Pe filmarea realizată de camera ascunsă se pot observa cum bolnavii sunt ținuți pe folii din plastic să nu cumva să se ude cearșafurile. Ia uite, de acasă i-am cumpărat totul, e niciunul fac metodul de acasă. Te rog frumos, ocupă-te, nu e nicio problemă. Ocupă-te și să confirmă doamna că a făcut de tubat de la aparatul și ce spus asistenta și de la oxigen.
Hai să vedem faptul de 3 săptămâni care... Am zis că este ținut și în condiții improprii. Este ținut în condiții inumane, fiind cu plămânul, are un sac de celofan sub el, pentru că nu-i schimbă salteaua, îi aduc pături și cearceafuri absorbante și pampers de acasă și nici așa nu le convine la aceste doamne, că eu îmi dau tot interesul ca soțul meu să scape. De asemenea, asistentele sunt nepăsătoare când ar trebui să aibă grijă de medicamentație și să golească plosca bolnavului. Lasă-mă să curgă că sunt infirmiere plătită, ești uțioașcă, ești, stai să duc eu. Lasă că-ți duc eu plosca, că zice că nu te lasă în terapie. Eu te. Are pentru Parkinson și demență medicamente de luat, nu-mi permisele nici până la această oră să-i dau medicamentele, pentru că spun că e pe ducă și nu-și mai au sensul medicamentele, muribunzii nu mai au medicamente. În momentul când asistenta a fost luată la întrebări, a amenințat că nu i se va mai acorda aparținătorului dreptul de a sta în salon. De cine ați montat la aparatul de soțul meu? La ce aparat vorbim? A fost demontat de la aparatul de plămâni de acolo, care nici acum arată. Doamne, dumneavoastră, aveți probleme psihice? Eu probleme psihice? Ascultați-mă aici, când ați fost afară, știți ce a făcut dumnealui? Ia chemați infirmierul. E dependent de mine, doamnă, m-a trimis doamna doctor Vâlcu, ascultați-mă pe mine, m-a trimis să iau și lui un iaurt ca să mănânce, ceea ce vedeți aici să-i dau medicamentele. Așa. Am plecat să iau un iaurt. Omul ăsta nu are discernământ. Dumneavoastră, de ce l-ați decuplat? De la plămâni, eu de unde văd cum să respir acum și de la oxigen când el are nevoie maximă. Așa, și ce vedeți acum? Păi de ce montareți acum? Eu nu văd nimic la plămâni. Păi ce vedeți acolo? Eu aia și să văd o tensiune de 13,6-2,2 care e crescut, o temperatură care e de afară. Ce legătură are ăla cu respirația dumnealui? Păi unde e plămânul? Mie doamna doctor Vâlcu mi-a spus că trebuie să stau mai cu ochii pe monitor și să-i explic. Eu nu cred așa ceva. Și să mă ascultați, doar să te gezi gură să ascultați. Nu tipați la mine, vă știți frumos. Deci doar să te gezi. E în regulă. Eu am venit și am găsit pacientul fără perfuzie. Unde avea brațul? Unde ați fost, doamnă, când l-ați găsit fără perfuzie? Pacientul de acolo, ascultați-mă pe mine, pacientul de acolo fu fără mască o oră, putea să moară. Îl văzurăți de câte ori trecurăți pe lângă el? Da. Italianul ăsta a murit bun. Așa. Îl văzurăți? În vie că îi pune o mască sau ce? Care-i nu, problema? Doamne, vă întreb și eu. Dumneata, ce problemă ai să stai cu acesta bolnav? Deci te rog să-ți vezi de bolnavul dumitale și când vorbești, să vorbești în cunoștință doamna, de cauză. Doamna doctor Vâlcu, eu când am găsit fără aparate, doamna doctor Vâlcu, îmi spusă să iau de mâncare. Ce numești dumneata aparat, te întreb? Oxigenul ăla nu e aparat, doamnă. Păi ce nu-i? Unde e oxigen? Păi dar cum ai cuplat de la oxigen, doamnă? Mai femeie, nu înțelegi că era aici cu iscosei branula, avea... Când eu vă întrebai pe dumneavoastră și îmi spusărăți că să mă duc unde vreau și să fac ce vreau, cum e, doamnă, e uman? Conducerea spitalului și colegiul medicilor au declanșat deja o anchetă. Alo? Să rămână, doamna doctor. Bună ziua! Alin Giciulescu, reporter la Antena 3. Da? Două aparținătoare care spun că și-au soții la, pe ATI, la dumneavoastră, la Spitalul Județean, au făcut niște filmări cu telefonul și ne-au dat niște imagini și acuzau medicii și asistentele de faptul că soții lor au fost deconectați de la aparatele de tensiune, de la aparatele de oxigen și că le-ar fi fost scoasă sonda de la urină. Noi am vorbit cu doctorul Iman, președintele Colegiului Medicilor, și ne-a spus că nu este adevărat. Deci unul dintre pacienți este al meu, pacientul cu cetățenie italiană. Da. Isoto Ernesto este pacientul meu. Da. Este cu ciroză hepatică, decompensată, cortal și parenchimatos de etiologie mixtă, și virală și etanolică. Da. Și care are sondă urinară, probleme pentru care nu scoate urină sunt legate de boala în sine. Da. Are sondă, este sondat și urină nu scoate că s-a scos sonda urinară, că sonda urinară nu se scoate. În cazul bolii, el dezvoltă o insuficiență, are o insuficiență hepatorenală. Da. Este de tratament cu diuretice, deci nu îi se scoate sonda urinară. Iar am înțeles că au spus ceva de masca de oxigen. Da, de oxigenoterapie intermitent. El nu este în insuficiență respiratorie. Însă, având ascită cu abdomenul mărit mult de volum, îi împinge un pic în diafragmă și dezvolt, îl ajutăm cu oxigenoterapie intermitent. Dar are mască de oxigen în momentul în care îi se dă să bea câte o gură de apă, se dă masca la o parte. Câteodată și-o dă și el singur la o parte. El stă pe saturații bune. Nu știu ce problema a fost sau ce reclamă familia sau ce reclamă. Eu acum am auzit. Da. Nu știu. Doamne, mai da. Mult de atâta. Da. Însă la medicina se zice mult. Am înțeles, doamnă, există posibilitatea ca pe secția ATI asistentele să ia decizii fără să consulte medicii? Cum să dea persoane?
infuzii? Da, nu, să ia decizii medicale fără să consulte medicii, asistentele ar putea face. Dar nu cred că nu s-a întâmplat așa ceva. De obicei sunt consultați medicii. Da. Bine, doamna. Adică întotdeauna sunt consultați medicii, iar în privința terapiei decid medicii. Bun, și aparținătorii să nu înțeleagă faptul că nu trebuie să stea permanent în acea secție, este secție cu regim special? Păi nu, ei în general nu înțeleg că nu au voie. Nu au voie și nu înțeleg asta că există o oră de vizită, e voie să intre permanent, starea pacientului într-adevăr este gravă, n-au mai avut, a stat în spital 2-3 săptămâni, cred, la internarea anterioară, l-au luat o săptămână acasă, iar l-au adus în spital, cred că nu au respectat regimul de după o săptămână, și oricum e starea gravă, e ciroză decompensată în ultima fază, evoluează cum evoluează. Să înțelegem că... Eu vreau să ajungă cu el în Italia, să-l pună pe avion, să-l trimită în Italia, dar nu se poate, starea lui nu permite. Să înțelegem că aparținătorii nu înțeleg că secția ATI este o secție cu regim special? Nu înțeleg în general, nu e vorba numai de aceștia aparținători. În general nu înțeleg că este o secție cu regim special. Deși sunt trecute pe ușă orele de vizită, regulamentul, nu este respectat și nu vor să-l respecte. Sună permanent la Interpol, sunt anumite ore de relații în care și noi ca medici putem să le dăm relații despre pacienți, niciodată nu vin la orele respective, noi avem tratamente de făcut, avem foi de scris, avem anestezii de dat, ei nu pricep că nu pot să vorbești numai când dau ei timp și că trebuie să respecte niște ore, dar asta e o problemă generală, nu este numai problema familiei Pizzotto sau cealaltă familie. Doamnă... Este o secție cu regim special unde nu trebuie nouă voie să intre aparținători când vor ei și ei atunci vin cu tot felul de reclamații ca sub presiune să cedăm. Da, am înțeles. Și asta este soluția pe care au găsit-o ei, să facă reclamații, să găsească că li s-a părut lor că li s-a luat oxigenul, că li s-a părut lor nu știu ce sau că au auzit ei nu știu ce, ca să forceze cumva intrarea secția de reanimare. Da. Doamna doctor, eu vă mulțumesc din suflet, m-ați luminat.